ați revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Astăzi vrem să vă propunem o rețetă, cred că nouă pentru canal, și anume o supă de sau ciorbă de dovleac. Dacă mai țineți minte, am cumpărat dovleci așa, cred că măcar o lună. Erau încă piețele la Il Perro sau la Saint-Anne și vrem să fac, să-l coc și apoi o să fac ciorba. Foarte simplă rețeta, țineți aproape. Uitați ce culoare frumoasă are dovlecelul, că mi-a și fost milă să-l gătesc până acum și l-am păstrat. Unul s-a stricat când am fost în vacanță și mai avem încă doi din același spaghetti care o să facem să și astăzi vine făcut pe acesta, are o culoare așa verde-blu, foarte frumoasă. Sper să fie și bun la gust. Au venit forțe proaspete să mă ajute. Cosin s-a uitat afară, a crezut că a venit cineva. Da, Cosin mă ajută, că e destul de tare coaja. O să-l tăiem felii și apoi îl băgăm la cuptor la 400 de grade Fahrenheit. Când se moaie, o să călim o ceapă și călim și bucățelele de dovleac, le pasăm și adăugăm smântână lichidă. Și cam asta e tot. Semințele o să le spălăm și o să le coacem și pe ele, că cred că sunt bune, par a fi destul de mari așa. Și am mai făcut și în alte dăți și au ieșit foarte bune. Și dovleacul miroase bine, e parfumat așa, nu? Da. Așa arată bucățile de dovleac înainte să le dăm la cuptor. Ce culori frumoase! Realizate. Dovleacul e mai portocaliu decât se vede pe cameră. Arată foarte bine. Și aici spălăm semințele și o să le punem și pe ele în cuptor. Punem ceapa la călit și am tăiat și câțiva morcovi, de obicei nu pun, dar aveam câțiva morcovi și bețe de țelină și pentru aromă o să le punem și pe ele la călit. Când sunt gata, e gata dovleacul, o să-l tem cu bulete și-l adăugăm și pe el și-l călim și apoi o să pasăm totul și adăugăm smântâna lichidă. Așa arată supa după ce am pus smântâna lichidă și am mai adăugat niște apă fiartă. O lăsăm să dăm un clocot și s-a cules niște ierburi aromate, thyme, și o să le adăugăm și, în mod normal, rețeta pe care o știu eu de la bunica este cu lapte bătut și cu mărar. Dar nu avem, așa că o să facem cu ce avem. Așa arată supa cremă de dovleac. Puteți să-i puneți deasupra cașcaval ras sau brânză și să-l mâncați cu pâine prăjită. Nu-i așa, Aki? Da. Uite, el ne arată unde-i pâinea prăjită. Poftă bună! Poftă bună! Până data viitoare, vă spunem la revedere! La revedere!